că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-un nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors ai robinea lui Iacob, iertat ai fărădurește poporului Tău. Acoperit ai toate rugatelor, potolit ai toată mânia Ta. Întorsă-te ai de către iuținea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi, oare iubește pe mânia pe noi? Sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, că El se va sălășlui în slava Pământului, ca să se sălășluiască slava în Pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din Pământ a răsărit și dreptatea din cer a primit. Că Domnul va da bunătate și Pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea Lui va merge înaintea Lui și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, ureche, dar și m-a auzit că sărac și necăjit sunt eu. Păzește-ți pe Dumnezeu căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește-ți de robului Tău că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine și m-ai auzit. Că nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să te cheme de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor care au căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndurați milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește tătăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre mine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai înviat. Fă cu mine semn spre mine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai înviat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și prea curatului Tău chip ne închinăm bunurile cele îndertate greșelilor noastre și stoase, Dumnezeule! Că de voi ai pătimit, Te zile cu trupul pe cruce ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei pe care i-ai zidit cu mâna Ta. Pentru aceasta, cu mulțumire, strigăm Ție toate lucruri de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce-ai venit să mântuiește lumea. Și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Iată, fiind pe cei trupte de iudei și ostași și străjuni prea curatul cu Tău, înviat a treia zi, Mântuitorule de rândul în viață, pentru aceasta puterile cerurilor strigau Ție dătătorile de viață. Hristoase, slavă învierii Tale, slavă împărăției Tale, slavă economiei Tale, omule iubitorule de oameni. Și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te născut din fecioară și răstignire ai răzat, Domnule, care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere ai arătat ca Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce ai zis cu mâna Ta. Arată-i mirea Ta de oameni milostivii, primește pe născătoare de Dumnezeu, ceea ce trăiesc pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până să fie pentru numele Tău.
strigare către atașul de pertamena ta de la noi pentru Avram, cele cuvinte pentru Isaacul tău și Israel, Sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dar, Sfinte fără de moarte, miluiește de pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dar, Sfinte fără de moarte, miluiește de pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dar, Sfinte fără de moarte, miluiește de pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește de pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Ține, cercetează și vinde bineputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-i nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Cuvântul Tatălui cel necuprins de tine născătoare, Dumnezeu s-a cuprins întrupându-se și chipul cel întinat la chipul cel întâi, întorcându-l cu dumnezească pădoară l-a amestecat. Deci mărturisindu-mi mântuirea, îl închipuim cu fapta și cu cuvântul. Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Și în Tatăl vremește în cea să nu-ți și pe pământ ești închinat și slăvit Hristos în Dumnezeu. Îndelung răbătorile mult rostivești și mult milăstări de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești. Care pe toți chem la mântuire pentru păcătința bunătăților cea să fie însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Și îndreptează viața noastră sub poruncile tale, sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne zăvește pe noi de tot necazul celor rele și operere. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocile lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate. Binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvime și mai mărită fără de asemănare decât serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul a răscut pe tine cea cu adevărată răscutare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte, Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă ne-a dat pentru greșelile noastre și până în acest ceas de acum, ne-ai adus pe noi într-o care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit, tălharului celui binii cunoscători, intrarea în Rai e făcut și cu moarte pe moarte sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, ca greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului pentru ca lăsa calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm de asemenea de bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale. Și ne mântuiește pentru Sfântul numele Tău, că s-a stins Sfântul de judeciuni zilului noastră. Scoate-ne de mâna potrivnicului, iartă-ne-o păcatele noastre și amară gândul nostru cel trupesc. Care pădăm pe un cel vechi, într-un ce noastră ne îmbrăcăm și ție să vețuim Sfântului nostru și Făcătorului de bine. Și așa urmăm poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te vezi, Hristos, Dumnezeu nostru.
Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început, preasfântul și bunul și de viață, Părintele Tău Duh, acum și vorbea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și vorbea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru. Veniți să ne închinăm și să gândim la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Tu Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, ceea ce îmbraci cu lumina ca și cu haină, ceea ce întind cerul ca un cor, ceea ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, ceea ce pui nori suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor. Ceea ce faci pe îngerii Tăi Duh și pe slujirii Tale pară de foc, ceea ce ai întemeiat pământul pe îngărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul pe care Tu l-ai întemeiat, hotar ai pus pe care nu vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Ceea ce trimiți în zboare, în făi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii, setea își vor potoli. Peste aceea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce ardă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor mânilor Tale se va sătura pământul. Ceea ce lăsa iarbă păpitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vin veselește inima omului, ca să se veselească fața cum de lemn și pâinea inimii omului întărește. Săturase vor copacii câmpului cele Libanului pe care ai sădit acolo, păsările își vor face cui. Locașul cocostârcului Chiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor, făcutai luna spre vremi, soarea și-a cunoscut apusul său, pusai în trenii și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc stărătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umplă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătate. Dar întorcându-ți fața ta se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărâna lor se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseliți se va Domnul de lucrurile Sale. Ceea ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, ceea ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului meu în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi trăi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Fiară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu fie. Binecuvintează sufletea meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusai întuneric și a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tuturor și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru. Slavă Ție. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește.
Lui Hristos, Dumnezeu,
acestuia răpind, smeritul meu suflet, sârguiește-a pe cureții de răutăți, în ziua postului, ca să vezi pe Domnul de îndustie, iertare, pe Cel ce este bun și iubitor de oameni și a tot puternic. Din straja dimineții până noapte, din straja dimineții, să rădăjduiască Israel în Domnul. Să începem acum a doua săptămână a postului cu fața luminată, săvârșindu-l din zi în zi, fraților, făcându-l în carne foc, ca Ilie de Zvitanul, cele patru virtuți mari, să înălțăm gândul cu nepătimirea, să-ntr-o mântru nostru cu curăția, izgonit și biruit pe vrăjmașul. La Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de lege de lui. Ca măstea-i răsărit și cu strălucirile sfințite lor, tale învățături de credincioși ai luminate resurile ne-ai întunecat și cu desăvârșire ne-ai nimicit și ca Oh, yeah.
cel pe Domnul, toate neamurile, dați-L pe El, toate popoarele. Făcutul ți-ai mintea mai înaltă decât lucrurile materiale. Arătându-te împreună trăitor cu slujitorii cei nematerialici și cu focul cuvintelor tale ai arsat materia răsurilor.
miluiește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcate ne plătim noi. Binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în vecea noastră. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am rătăcit și noi. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne de interpretare. Binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptărătare. Binecuvântate ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptărătare. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrul mâinilor Tale, nu de Te văce. Ție este cu mine laudă, Ție este cu mine cântare, Ție este slavă, Ție este cu mine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și vorbea și vecii vecilor. Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului. Doamne, miluiește! Să-i pune și ne folos sufletele noastre și pace.
Doamne, iubește
ne trece cu vederea în nevoi, ci din primejdie îi slăvește pe noi prea curată și binecuvântată. Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimi și mai mărită fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvântat, în al prea sfințite stăpâne. Cel este binecuvântat, Hristos Dumnezeu nostru, dar în acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, pe credinciosul nostru popor o protește, credința o întărește, pe cei răi împlezește, lumea o împacă, sunt lăcașul acesta, bine împlezește, pe cei mai dinainte adormiți, părinții și frații noștri, în lăcașul de drepților îi așează, și pe noi, într-un mărturisire și pocăință, ne primește ca un bun și de oameni iubitor. Doamne și Stăpânul vieții mele, Tu îi trânești ei, aștept și de multe, al mire de stăpânim și al mire de fiertul Iisuse. Iar Tu, curățenia Tău, Sfânt, al răbdării și al dragostei, de-a mie și vieții mele. Așa, Doamne, Împărată, dăruiește ca să vă greșoarele mele, pe loc să despre fratele meu, că Tu ești binecuvântat, este Sfântul Iisus. Rugăciunile Sfinte, vrea curioase, Maicii noastre, cu milostivie Parascheva și ale Sfântului Antipa de la Calapodei și ocrăditorii acestui Sfânt Locaș și a eparhiei noastre. Rugăciunile Sfinților și Dreptelor Dumnezei și Părinților Chimșana și Nepoale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un mult de oameni. Suntem români cu minți și credincioși, prin Sfânt Andrei noi am primit botezul, iar de la el cu toții am învățat crezul, ce l-am rostit frumos din moși și strămoși. Treimele persoane ne este Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul, cu Tatăl nenăscut, întru iubirea ei românii au crescut, decetuiți fiind, pe veci cu Sfânt numele Său. Dacă au primit credința, strămoșii noștri sfinți au străbătut prin veacuri murind și înviind, din glia țării noastre grădină făurind, iar cerului redat au martiri și mulți părinți. Slăvită fi biserică de sfinți și de eroi, scăldată în lumină și har dumnezeiesc, pe altarul Tău aș vrea să-ți răsădesc și crucea mea făcută din lacrimi și nevoi. Mai toți avut am crucea divină mângâiere, căci pașura o ține solemn și strâns în plisc, iar ca simbol se înalță frumos pe orice pisc, și ne vorbește de jertfă, dar și de înviere. Hristos, prin cruce,
pe toți ne ocrotește. Ea astăzi stă solemn pe turle de biserici, o poartă în lui creștinii și cetele de clerici. Gustându-i suferința, Hristos ne mântuiește. Pământul țării noastre de cruci e presărat și plămânit cu lacrimi și sânge de martiri. De veacuri stau cu cinste pe altar în mănăstiri, mulțime de relicve, tezaurul preacurat. Ortodoxia noastră este urmarea lui Hristos. Hristos ne-a pus în adevăr pe cale înspre viață. Rămânem în credință, iubire și speranță și vom ajunge sigur în Raiul cel de sus. Pământul țării noastre mai cântă prin icoane. La Voroneți tot cerul coboară pe pământ. Carpații sunt scăldați în har din Duhul Sfânt. Căci pustnicii prin codri mai cântă axioane. Când chipul lui Hristos se odihnește în noi, iar noi ne odihnim smeriți în chipul Său, simțim în suflet tainic prezent pe Dumnezeu că suntem un popor de sfinți și de eroi. Ieșiți astăzi din casă, veniți, iubiți creștini, purtând în mâini icoane, în minte rugăciunea, în inimi având pacea, în toată înțelepciunea, să mulțumim treimii că ne-am născut români. Im al Ortodoxiei românești, al Catedralei Preasfințitului Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacălui, în cea din tâi duminică, Apostolii Părestinilor, Apostolii Celui Mare. În al Preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacălui, Preacuvioase Părinte, Vicar, Preacuvioși Părinți, Preacuvioși Părinți, Consilier, Preacuvioși Părinți, Preacuvioase Maici, distinse oficialități, dragi copii, iubiți credincioși, cu ajutorul și cu binecuvântarea Domnului Dumnezeu, iată, ne aflăm într-o duminică specială pentru noi și pentru sufletele noastre, în Duminica Ortodoxiei, zi în care fiecare dintre noi, la îndemnul ierarhului, la îndemnul preotului, în domnul conștiinței și a credinței noastre, purtăm în mâini și în suflete icoane, arătând astfel apartenența noastră la dreapta credință, la ortodoxie, la ortopraxie. Am urcat, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima din cele șapte trepte ale postului mare. Ne aflăm cu toți în această perioadă și putem să zicem în această lume, călători spre mântuire. Iar icoana fereastră către cer este odorul sfânt ce ne aduce aminte cine suntem și încotro se așteaptă Hristos ca noi să ne putem pași. În astfel de împrejurări, înțelegem, arătăm, cum timpul capătă o altă dimensiune, înțelegem și arătăm care este traseul pe care noi trebuie să-l urmăm în această viață. Icoana aceste opere de artă duhovnicească spirituală pe care le purtați în mâine în această zi, materie sfântă și sfințitoare, ne apropie barca pe noi de Dumnezeu, apropie cerul de pământ și ne determină să privim mai conștienți în sus, înspre cer. În acest fel, nu ne mai măsurăm viața în ani, ci în duminici. Duminici care mărturisim învierea și arătăm lumii care sunt ocrotătorii și binefăcătorii noștri, care ne veghează și ne păstrează pe Duhul Celui ce duce spre Împărăția Lui Dumnezeu. V-am îndemnat și vă mulțumesc frumos că ați venit în această zi aici, la Catedrala Arhiepiscopală, care stă sub paza Sfintei Cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cu icoane în mâini și sufletele dumneavoastră. Prima icoană, iubiți credincioși, este însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne reprezintă pe Dumnezeu și fiecare dintre noi suntem la rândul nostru icoane care reprezentăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci încă o dată vă mulțumim în al preasfinția voastră. Că de la venirea în al preasfinției voastre, în episcopia, în arhiepiscopia noastră, ați readus la viață această procesiune de suflet în Duminica Ortodoxiei. De aceea și acum, binecuvântarea în al preasfinției voastre,
dați-ne voie să prezentăm care este esența acestei procesiuni. Se pornește în procesiune în următoarea ordine. Toacă. În sunetul toacă, ceilalți vom intra în această procesiune. Sfânta Cruce pentru procesiune. Avem afară pregătite drapelurile României și Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, după care seminariștii deja poartă în brațe steagurile de procesiune. Invităm elevii seminariști să se alăture procesiunii. Elevii și grupurile de copii care sunt aici de față, sunt foarte mulți și afară, din liceile și din școlile romașcare. Rugăm cei din dreapta, copilași cei din dreapta, rămâneți un pic și o să mergeți în fața Înalt Preasfinților. Afară, Înalt Preasfinția voastră, sunt pregătite 12 icoane, icoanele reprezentative din bisericile din municipiul Roman, care, sau de care, credincioși în această zi se pot bucura. Invităm preoții din protopopiatul Roman să se alăture pentru procesiunii. Vă rugăm. 2 câte 2 pentru a forma o coloană frumoasă. Rugăm preoții desemnați să așeze și să ridice racla cu Sfinte Moaște ale Catedralei Arhiepiscopale. Invităm părinții diaconi și vă rugăm în altă asociația voastră să conduceți această procesiune. Este Thank you.
Dar cine are o fotografie a bunicilor pe care voi mi-ați întâlnit?
aleși și înlocuie la loc de cinci în casa voastră, nu? Ei, asta este icoana, nu fotografia respectivă. Și te duci cu gândul la cea care este reprezentată în acea icoană, bunica, că a reprezentat mențe bunicul. Sau părinții moștii care stau toți dintre noi, sau chiar dacă nu trebuie să păstrăm cu drag și am văzut copii care au în strada lor care merge la școală, icoana a Mântuitorului sau a Maicii Domnului, uneori fotografia mamei sau a tatălui sau a bunicii și apreciez acest lucru, pentru că aceea reprezintă acea legătură conivență cu părinții care nu i-a venit totdeauna prea armanată, dar sunt reprezentați în chipul nostru, în amintirea noastră, în bucuria noastră, în cinta noastră. De aceea, faptul că a venit cu icoanele acestea acum, faptul că avem aici icoana de la Vincenții, icoana de la Vincenții, care sunt importante și știinte ca icoane păcătoare de minuni, pentru că ele au făcut proba istoriei. Avem aici icoanele cele mai reprezentative ale bisericilor parohiale din Roma. E bine, ne mulțumim părinților parohi și celor care au purtat aici, în această invitație icoană, dar vă mulțumim și frățiile voastre, care astăzi cu icoana în mână, demonstrați și arătați, mărturisați mărturie, că sunteți creștini aparținând unei biserici mântuitoare. Biserica Ortodoxă este biserica mântuitoare, care adună pe credincioșii din toate, de toate aceste ape împolburate ale vieții, că îi adună să-i ducă pe toți la limanul mântuitului. Acum să ne rugăm ca Dumnezeu să fie totdeauna protectorul nostru prin icoanele care le așezăm în casele noastre și în podobeți viața noastră de toate zilele. Dăm slavă lui Dumnezeu că suntem în această duminică a Ortodoxiei noastre sfinte și să mulțumim lui Dumnezeu că odată că ca tipul lui care este iubire să transpară totdeauna în viața noastră și în activitatea noastră. Domnul să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, Dumnezeul și Domnul Domnilor, Dumnezeul Sabaot, Păcătorul și Ziditorul la toată Săptura, ce văzute și cea nevăzute, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care fiind inima poporului ales, care se apăsa de la tine adevăratul Dumnezeu, către Dumnezeii trăiți și nimicii noștri, și voinți să-i scoți din înțelepciunea ignorească și să-i păstreze la una fără abatere în cunoaștere și iubirea ta. A unui adevăratul Dumnezeu, oamenii în care El oprit să-și facă timpul și asemănări potrivit de tine, adevăratul Dumnezeu, și a se inclina și a sfârșit lor ca Domnul. Dar asemănări și timpul prin care să se strebească nu Dumnezeii trăiți și nimicii noștri, și preveniat, și prea Sfântul și Mare Cuvinte numele Tău, aruia adevăratului Dumnezeu, ai poruncit prin plăcutul Tău moiul să se facă mai întâi sigurul acestământului, în lemn din lemn neputrezitor, întâlnit cu aur, asemenea celui arătat lui pe munte, iar în el să se pune camerele de legământului în strapa cea de aur, tăiatul iar mă. Și deasupra lui să se pune doi heruvim cu sus și doi heruvim ale la unghiurile curățitorului, și apoi în templu ce primise Solomon, doi rugim de lemn și echiparos îmbrăcat cu aur. Și ai folosit să le cinstească cu frică și cu drept și cu închinare cu cinstească dumnezeirii și cu tămâiere și cu rugăciune înaintea lor, ca pe niște semne ale petrecerii tale cu oamenii și ale slavei tale, și ca pe unele ce au în ele și arată prin ele aducerea aminte de preasfințele tale minuni și binefacere. Pe aceea ființă, ai primit-o cu milostivire ca dată ție însuși, iar pe cei care nu le-au cinstit după datorie, pe ferite chipuri, i-ai pedestit ca pe Uzia. Iar deosebirea cinstirii chipurilor plăcute lui Dumnezeu și cele urâte lui Dumnezeu, a arătat-o în vremea lui Ieri, preotul și judecătorul lui Israel, în fermarea zidorului Dagon și în rănirea celor de Avnea. Iar când a venit chirirea vremii, ai trimis pe unul născut fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, cel născut femeie, purura Fecioară Maria, care luând timpul rogului și făcându-se asemenea cu oamenii,
a închipit asemănarea ca curatului tâmpit, punând mahrama pe dumnezeiască ca pașă și a trebuit că lui aflat Domnul Zeche, și prin ea l-a vindecat de neputință și tuturor celor ce se apropiau de ea și se închinau cu credință, le dădea și lucrarea sa cea minunată, nemărat cu vindecări și alte binefacuri. Deși nu. O preacurule împărată Francis, în această sfântă biserică, în această zi, am adus aici și am așezat o știință chipurile iubitului tău fiu, pentru pomirea mântuitoare într-un păr și a preasfântele lui minun, a pătimirilor și a răstrictirii și a morții și a preasfântei vieți, și a răzării la cerul și a tuturor binefacerilor, neamul omenesc, fiind pe pământ și despre care lămurim de inteligență dumnezeiască Evanghelie. De asemenea, am adăugat în această biserică și în cadrele credincioșilor de pretutinde, prea durat ca față a Maicii tale, ce este mai înaltă decât toată Scriptura, și acele să nu te fie rugătoare și rugătoare pentru toate. Pentru că ale ungerilor, ale prorocilor, ale apostolilor, celor dumnezeiești cerțuitor, ale mucenicilor și ale eraților și ale cuviosilor și ale tuturor sfinților, ca ale unor stăpuni, sfântitori, credincioși și de la toate prieteni ai tăi, și care sunt adevărate chipuri ale tale, nu dumnezeiești, ci știință, cinția, chipuri de înaltă la cel care este de sfântit pe icoană. Și căzând, cu o zârie ne rugăm, ca o sfântul în privirea asupra noastră și asupra icoanelor acestea raportate aici de credincioși și rogii tăi, pentru arătarea în trupa Iubitului Tău Fiind și a toată mântuitoarea de mântuiața de economie și a cupării, pentru pomenirea cu slava Lui și cu rugăciunile cu la cele sătoare Maicii Sale, ale Sfinților Celeștilor și Dumnezeu Sfântesc, ale Sfinturii Proroc, Naite Mergător și Vădătător Ioan, ale Dumnezeilor Sfântuitor Proroc, ale Părătorilor de Apostoli, ale Sfântuitorilor Sfântuitor, ale Sfântuitorilor Sfântuitor, ale Sfântuitorilor și ale tuturor Sfântuitor Sfântuitor, pentru a căror știință și pomire s-au adus aici aceste icoane, prin muntele lor, binecuvântarea ta să cerească și cu harul prea Sfântului Tău Duh, se binecuvintează și le sfințește și le dă lor putere să mărinitoare și îndoritoare a tuturor neșeruginilor de amărăți. Unde icoanele acestea de binecuvântarea, puterea și tăria și ai vărzat cu desfilarea asupra acelor chipuri care au fost nevăzute de mână prin atingerea prea sfinte și prea curate etete dumnezeiești a unei răzutiului tău, pentru ca și prin ele să se lucreze puteri și minuni, pe întâlnirea credinței, pe strâmbărătoarea și mântuitoarea și mântuirea poporului tău. Iar tuturor celor ce, înaintea acestor icoane, se vor închina ție, Dumnezeu Sfântului Tău, și prea Sfântului și de viață Păcătorul Tău, și cu o zârbie se vor rugla cu credință, și vor cere să afle milă, și în rugăciunea aceea de tine vor chema cu credință pe Sfinții, ca pe adevărații tăi Sfântitori și prieteni de aproape, în numele cărora ai pregătit să primești un pahar cu apă, care te va da și cu milostivire să răsplătești cu plata prorocului sau a dreptului de aucinici. Și celor ce la minorocii, la nevoi, la zârbi și la toate cerurile vor căuta înaintea acestor icoane sfințite, fă ca să fie ascultate rugăciunile și cerurile lor, cere cu o zârbie și să dobândească mila iubirii tale și să le dă și le dă iertarea păcatelor și îngăriceți să fie lanți hași. Că Tu ești iubirea noastră, din slavă înălțăm, Tatălui Fiului de Sfântul Tu, acum și curea și în vieții vieții lor. Amin. Vă rugăm să ridicați icoanele. Să rămânem anume te binecuvintează și te sfințesc icoanele acestea prin venirea prea Sfântului și de viață Făcătorul Tău doastră a lor și prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
din planetă. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință, bine credincioșilor creștini asupra cerului potrivnită. După rânduielile monahale,
sărugăriștele și sărugărilor. Deci voi aveți identitate în Iisus Hristos, apartenând unei parohii, unei biserici. De aceea acest rățământ și acest scurt istoric pe care noi îl facem și în literă, dar și în fotografie și în filme, în filmulețe, este făcut la fiecare parohii, la fiecare parohii, aici, nu este decât suma acestui anual, urmând ca noi să scoatem anualul parohiilor Bisericii Ortodoxe Române. Noi la acest reparghial am adunat deja aceste materiale și mulțumim preoților care au dat concursul la înșocmirea acestor date, pentru faptul de societate cu totul aparte și, bineînțeles, trebuie să prezentăm, pentru faptul că, în așa măsură, să aceste istorii care le-au zis preoții devin poate cumva referință în anii ce urmează. De aceea, mulțumindu-vă, vă binecuvântăm și, în același timp, binecuvântăm și locația frătiilor foarte legendari, reprezentate aici și care s-au separat, s-au reînnoit cu binecuvântarea noastră și vă mulțumim pentru că răspund la toate nevoile noastre spirituale, nevoile noastre materiale sau caritabile și culturale. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și mulți ani tuturor. În altă ziția voastră, iată cu ajutorul Bunului Dumnezeu, ne-am întâlnit iarăși în această zi binecuvântată, Duminica Ortodoxiei, Duminica Icoanelor. Printre sutele de venerii care au venit la această procesiune, se află și foarte mulți copii, foarte mulți elevi, care au venit și ei să aducă oborul lor la această procesiune din Duminica Ortodoxiei. Acești copii au întocmit o expoziție de icoane care au fost gândite de ei în această săptămână în care mulți dintre noi am postit și ne-am nevoit. Iată acești copii își arată și ei rodul nevoinței și a postului lor, așa după putința lor, prin aceste icoane deosebite care sunt așezate atât de frumos aici în față. Pentru aceasta aș vrea să mulțumesc domnului director Ilie Boloca de la Clubul Copiilor, care ne-a sprijinit foarte mult în această activitate. Aș vrea să mulțumesc doamnei profesor Cars Monica pentru implicarea deosebită. Aș vrea să mulțumesc doamnei profesor Bogu Ana pentru dragostea cu care ne ajută copiii noștri să se regăsească pe tine, mai ales în partea credinței. Aș vrea să mulțumesc în mod special părintelui director Maxim Constantin, pentru că știm că școala Alexandru Ioan Iuza din numărul 5 din Roma, în săptămâna trecută, toți copiii au creat aceste minuni, aceste icoane deosebite. Aș vrea să mulțumesc și părintelui Dumnezeu Alexandru, director al școlii numărul 11. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru participare număr atât de mare. Aș vrea să mulțumesc prea puțin celor părinți care anul acesta au venit din parohia în care slujesc cu câteva puțini copii ca să participe la această procesiune. Aș vrea să mulțumesc cadrelor didactice, tuturor celor care s-au implicat în a patra ediție a acestui eveniment deosebit, Icoana Fereastră Către Cer. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor copiilor, tuturor celor care au participat la acest eveniment. Doamne! Fiecare dintre dumneavoastră venit cer, se întrapt în acesta de armatare, unde scoate aceste obiecte, aceste zahă, aceste cetrauri de suflet pentru noi, Icoanele Maicii Domnului, Făcătoare de Minuni, de la Mănăstirea Giurgeni, Icoana Maicii Domnului la Parochia Tripești, Rata Cuvinte Moarte din Catedrala Arhiepiscopală. Fiecare dintre dumneavoastră veți primi ca dar pe lângă binecuvântarea altului, harul care coboară din aceste icoane, sunt dar ceva material, spune, o cărmoană, cum spunem noi la ieșire. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă dorim un post plin de binecuvântări după Dumnezeu.